Gata, bă, fraților. Am ieșit și noi, am părăsit competiția așa cum se aștepta. Că am văzut echipa de start. Eram pe drum. Sincer să fiu, nici nu am văzut prima repriză. Sunt foarte, foarte obosit. Am avut, am avut o zi grea. Am văzut, în schimb, a doua repriză. Slab, rău, bă, frate. Slab, rău. N-ai ce, asta e... Asta e valoarea echipei, fraților. Așa ne prezentăm. Avem în trei jocuri un gol marcat. Și ăla din lovitură liberă, Coman, cu Dinamo. Oțelul ne-a dat 2-0. Craiova lumintită ne-a dat 2-0. Și Gigi vine și zice la televizor, păi cum domnule, păi, mă interesează cupa, meciul ăsta din cupă mai mult ca ăla de de duminică cu ce fără. Bă, Gigi, dar ne minți așa, ne minți pe față, frate, fără nicio jenă, fără... Nu te mai interesează, mă, de suporter, nu te mai interesează de nimic. Apropo de suporteri, Peluza Nord nu a fost la meci, probabil nu o să se mai ducă, nu știu, am înțeles că se pregătesc pentru meciul cu ce fără. Când încep cu Rotariu, cu Rada Slavescu cu Alexandru la mijloc. Gigi a zis că nu mai joci cu ăsta, cu, cu păcăliciul ăsta. Păi o să-l fac păcălici, că îmi, permit, frate, îmi permit că spun adevărul. Eu nu bag în ele, nu perii, nu ăsta, nu. Un păcălici. Ovidiu Popescu, un păcălici. Djokovic, un păcălici. Uitați-vă ce mijloc avem. A intrat o lară a doua repriză, mai... Mișca ceva fără folos. Haruț, Puganea, cu Vlad în poartă. Să... Nu avem bă, fraților, nu avem, uh, nu avem valoare, nu avem... Uh, eu zic că echipa asta o să aibă o cădere grea de tot, pentru că nu, eu nu, nu, văd, nu văd cine să dea gol, nu văd cine să facă faze de, de atac, nu văd absolut nimic, nu văd nimic, frate, nu văd. Nu văd un progres, văd doar că ne ducem în jos. Rău de tot, rău de tot. Dacă mai pierdem și la CFR, cam gata, frate. Da, eu zic că momentul de față suntem detalii alu Botoșani, alu Dinamo. Acolo suntem, că nu, nu suntem mai presus cu nimic față de cele două echipe menționate. Nu avem nici, nici un Dumnezeu, cum se zice în română. Niciun Dumnezeu nu avem fraților, nu avem nimic, nu bă, dar chiar nimic, nu avem, n avem nimic, frate, nu avem nimic. Nu avem nimic. Și ăștia care săriți, că, domnule, că ce ți-am zis, bă, dacă înțelegeți Caterin, că o înțelegeți, care o, o fac cu rapid, cu asta, cu... dacă înțelegeți bine, dacă nu, lăsați mâna mare fraților, care nu înțelegeți. Eu tot timpul am ieșit după fiecare meci al FCSB-ului și am vorbit la dreptat. N-am ținut partea la nimeni. Dacă am făcut un meci bun, e normal să-i lauzi și să ăsta. Dacă am făcut meciuri proaste, e normal să-i critici. Da? Galeria Rapidului a înjurat jucătorii ieri, când a jucat cu CFR. Eu nu am înjurat pe nimeni deocamdată. Și nici nu o să o fac, nici pe rapid, nici pe aia, nu m-ați auzit niciodată, nu m-ați auzit aici pe, pe, TikTok să înjuri pe cineva sau să stă. Am făcut o caterincă, dacă unii din voi nu, nu știu, nu înțelege sau asta. <coughs> asta e. Da, vă fraților, nu, nici nu pot să zic că sunt supărat, sunt mai mult obosit, v-am spus. Asta nu e echipă de fotbal, e o tentativă de echipă. <coughs> nu avem niciun viitor, niciun viitor absolut nimic. Să vă așteptați la, la cădere grea de tot a echipei, pentru că așa o să fie, nu avem niciun. Nici o treabă cu fotbalul, cu nimic. Fraților, vă pup! Poate ne auzim mâine pe live, mâine seară. Sper mâine să fiu sau am o zi mai ușor. Doamne, ajută! Noapte bună la toți!